Luni, 7 octombrie 2019, începând cu ora 10, a avut loc în sala de conferințe a resortului Hestia din Călăraș, conferința care a reunit întreprinzători, autoritățile publice locale și centrale. În cadrul evenimentului s-au purtat discuții despre rolul și importanța IMM-urilor în economia românească. Lecția poate cel mai complicat de înțeles în societatea românească postcomunistă a fost nu atât cea a democrației, cât cea a economiei de piață libere. Sunt deosebit de bucuros de titlul acestei manifestări, întreprinzătorul cea mai mare avere a națiunilor. Stimate doamne și stimați domn, vreau să felicit organizatorii pentru acest titlu, pentru că acest titlu reflectă un adevăr care a fost demonstrat pentru prima dată de marele economist Schumpeter și pentru cei mai puțin avizați aș dori să vă reamintesc că Schumpeter a crescut și și-a creat opera într-un oraș care pe vremea aceea era predominant românesc, în Cernăuz, și a fost primul care a demonstrat în mod științific că elementul principal al dezvoltării este întreprinzătorul. El a demonstrat că pământul, cât ar fi de rodnic și de bun, banii cât ar fi de mulți, tehnologia cât ar fi de avansată, dacă nu este întreprinzătorul să le combine, să creeze afaceri, nu produc nimic. Sunt o grămadă de oameni care au bani și nu fac nimic. Sunt o grămadă de fermieri, și domnul președinte știe foarte bine, care au pământ și pământul nu produce nimic. Sunt o mulțime de inventatori care au creat lucruri deosebite și zac în depozitele de invenții la oficiile naționale. Deci vreau să reiterez acest lucru pentru că una dintre marile probleme ale României este faptul că nu are suficienți întreprinzători. Toate statisticile ne arată că noi avem, aproximativ, că depinde cum îi măsurăm, 30 de întreprinzători la 1000 de locuitori, când media europeană este de peste 60, se apropie de 70. Ce înseamnă că România are mai puțin de jumătate? Înseamnă că România, în concernul european, unde avem o piață comună pe care vindem, dar pe care ne concurăm, noi suntem acolo cu o armată de două ori mai mică decât majoritatea celor din Europa. Din start, acesta este un handicap. Nu mai vorbim de partea referitoare la disponibilitatea de resurse, de tradiții, unde iarăși avem probleme. Deci faptul că avem o manifestare care pune pe primul plan întreprinzătorul este un lucru deosebit. Și profit de faptul că la această masă se află oameni politici importanți, în frunte cu domnul ministru, Radu Oprea, care e și un întreprinzător de eșec, îl știu de aproape două decenii și mă bucur că ne-o să prezenta cu domnul președinte al Consiliului Județean, care iarăși cred că ne știm tot de vreo două decenii. Așa, mă bucur că sunt și oameni politici și întreprinzători, pentru că, în opinia mea, și probabil că unii o să vă contrazică, dar accept, una dintre prioritățile, și dacă mă întrebați pe mine, prima prioritate a României în perioada următoare este să crească numărul și calitatea întreprinzătorilor. Pentru că România are resurse, mai ales resurse clasice, iar aceste resurse clasice nu se folosesc cum trebuie. Și am constatat acest lucru și astăzi venim cu mașina de la București până aici. De aceea o prioritate a tuturor guvernelor României, indiferent că sunt de stânga, dreapta, centru sau de altă combinație, ar trebui să fie să creștem numărul de întreprinzători și să-i sprijinim. Și să-i sprijinim. Facem acest lucru, avem șanse să nu mai ne batem pe ultimul loc în Uniunea Europeană cu Bulgaria. Nu facem acest lucru, o să ne menținem așa cum eram și acum trei decenii în coada clasamentului european. Eu mă bucur să ne găsim astăzi la Călăraș, chiar și dacă vorbim în fața unui întreprinzător în această țară, e extrem de important și trebuie să transmitem câteva mesaje, să vadă că există preocupare și la nivel central pentru ceea ce înseamnă viața antreprenorială din România, că cineva se gândește nu numai la realitățile economice, ci și la viitorul acestei țări. Și mai ales în acest an extrem de important, cred că mesajele tuturor celor care vorbesc despre economie, despre societate și despre România în general, trebuie să înceapă cu faptul că în acest an se împlinesc 30 de ani de la Revoluția din 1989 și cred că niciun antreprenor n-ar fi fost prezent în această sală. Eventual eram undeva pe un stadion aliniați cu toții cântând ode și spunând poezii patriotice. 30 de ani
de la Revoluție înseamnă și 30 de ani de antreprenoriat românesc, cu bune și cu rele. Cred însă că trebuie să ne raportăm la acel moment ca fiind cel mai important moment al istoriei recente și al istoriei noastre antreprenoriale. În al doilea rând, cred că trebuie să ne gândim și să ne uităm împreună la cum va arăta economia românească în următorii 10-20 de ani, pentru că dacă ne uităm la dezbaterile publice, nu prea înțelegem mare lucru din ce se dorește, din ce se propune în România în aceste momente. Dezbaterile sunt sterile, dezbaterile sunt paralele cu nevoile oamenilor, dezbaterile sunt eminamente politice și antreprenorii și, în general, societatea românească, oamenii care muncesc în această țară, nu se regăsesc în ce văd în dezbaterile publice. Și atunci cred că cineva trebuie să spună și să ne proiecteze următorii 10-20 de ani și cred că e rolul nostru, a celor de aici, din fața dumneavoastră, și sunt onorat alături de colegii prezenți astăzi, pentru că fiecare dintre ei, în domeniul pe care îl păstorește, proiectează România într-o anumită manieră. În opinia mea, România următorilor ani va trebui să fie o Românie antreprenorială. O Românie a educației, în care antreprenoriatul trebuie să fie parte din conceptul de țară, pentru că noi considerăm că este singura șansă de dezvoltare a acestei țări.